Aceasta este întrebarea care a invadat foarte multe intimități. Dar tu când faci un copil? Când afli după 8 ani de zile în sfârșit cauza infertilității, vestea a venit ca un șoc. Astăzi în România ar trebui să vorbim mai mult și mai des despre infertilitate. Infertilitatea a fost plasată pe locul 5 în topul dizabilităților la nivel mondial. În schimb, România vine astăzi și întinde un singur deget cuplurilor infertile. Dar tu când faci un copil? Aceasta este întrebarea care a invadat foarte multe intimități, care a transformat conversații politicoase într-unele total intruzive, dar și întrebarea pe care generația noastră o primește din ce în ce mai des. Dar tu când faci un copil? Eram astăvară la o nuntă în aer liber și vremea era un pic cam răcuroasă pentru acea perioadă anului, iar la masa noastră se aflau două cupluri căsătorite cu copii, care încercau să explice celui de-al treilea cuplu, care urma să facă pasul căsătoriei, despre cum ți se schimbă viața odată ce ai copii și despre cum va fi nasol. O asemenea perioadă nu o să mai prind în viața lor, deci să se bucure de ea. Eu și soțul meu am auzit conversația, nu ne-am dorit să luăm parte la ea, am dorit să o evităm cu orice preț, așa că ne-am înțeles din semne să ne focusăm asupra aperitivelor din fața noastră, cu gustări care mai de care mai simt mandicoase, cu denumiri pretențioase, dar fără gust. Moment în care ne lovește calea țintă întrebarea: dar voi când faceți un copil dacă tot v-ați căsătorit luna trecută? În acel moment, noi eram în mijlocul procedurilor de fertilizare in vitro. Tot atunci, eu treceam prin cel mai groaznic sindrom premenstrual, înmulțit cu 10, și nu aveam chef să mi se spună despre cât de nasol este după ce ai copii, asta dacă poți să-i faci. Am trecut în acel moment prin toate stările. Am fost iritată pentru că întrebarea asta e atât de intimă. Am fost supărată pentru că în toți acești ani în care am primit-o, nu am reușit să formulez un răspuns frumos de dat înapoi. Eram supărată pentru că nu știam să-mi gestionez emoțiile vis-a-vis de întrebarea asta. Există un proverb african care spune că ai nevoie de un întreg sat să crești un copil, însă noi simțeam pe propria noastră piele că un întreg sat ne face nouă copilul. Eram dezamăgită. Vedeți voi, raportat la modul în care mi-a fost mie prezentată situația asta cu a avea copii, nu mi-am imaginat vreodată că există atât de multe femei și atâția bărbați care își doresc copii, însă nu îi pot avea. Toate astea pentru ca mai apoi să descoper că în România, unul din patru cupluri suferă de infertilitate, adică nu pot avea copii. Iar jumătate dintre aceste cupluri nu fac nimic, nicio procedură sau un demers ulterior pentru a avea copii, deși își doresc asta. Aflasem deci că nu sunt singură. Eu am primit primul diagnostic de infertilitate la 22 de ani, iar în toți acești ani în care m-am perindat pe la medici, niciunul nu a putut să stabilească cauza infertilității mele. Când am aflat pentru prima dată diagnosticul ăsta crunt, am simțit că sunt pe jumătate femeie. Că doar eu nu pot să fac ceea ce femeile fac de sute de mii de ani fără niciun fel de probleme. Abia la 30 de ani am găsit un medic specializat în infertilitate care a depistat destul de rapid cauza infertilității mele, însă, tot atunci, am aflat că și soțul meu suferă de infertilitate și că împreună nu am putea avea copii pe cale naturală. Vedeți voi, când afli după 8 ani de zile în sfârșit cauza infertilității, te simți eliberat, dar te zdruncină din temelii. Însă când nici măcar n-ai bănuit că vei avea probleme în a avea copii, așa cum a fost cazul soțului meu, vestea a venit ca un șoc. Te face să-ți regândești toate alegerile pe care le-ai făcut vreodată în viață. Așa că singura cale recomandată de medici pentru noi, pentru a avea copii, a fost fertilizarea in vitro. Fertilizarea in vitro presupune, de fapt, injecții zilnice în burtă, zeci de vizite la medici, zeci de ecografii și proceduri medicale costisitoare și dureroase. Fertilizarea in vitro mai înseamnă și costuri între 3.000 și 10.000 de euro.
Infertilitatea a fost plasată pe locul 5 în topul dizabilităților la nivel mondial, însă România a înțeles să o recunoască ca fiind o problemă de sănătate publică abia spre sfârșitul anului 2010, moment în care mai toate țările europene aveau deja mecanisme instituite pentru ajutorarea cuplurilor infertile. În schimb, România vine astăzi și întinde un singur deget cuplurilor infertile, alegând să plătească o parte dintr-o singură procedură de fertilizare in vitro, dar asta nu pentru toată lumea. Dacă reușești să respecti criteriile impuse de Ministerul Sănătății și ai resurse financiare să acoperi diferențele de tratament și ai acces la o clinică medicală care face parte din acest program național, s-ar putea să ai o șansă să ai un copil. Eu și soțul meu suntem norocoși. Am reușit să accesăm programul național de fertilizare in vitro, am avut resursele financiare necesare să acoperim diferențele de tratament și am avut acces la o clinică din cadrul acestui program, chiar în orașul nostru. Și, după cum puteți și voi observa astăzi, prima noastră procedură de fertilizare in vitro a fost un real succes. Fertilizarea in vitro a fost pentru noi 3.000 de euro din resurse financiare proprii, plus ajutorul de la stat din cadrul acestui program național de fertilizare in vitro, 8 ani de zile de trăit fără o cauză cunoscută de infertilitate, 7 luni de zile de proceduri medicale și o lună și jumătate de trăit cu spaimă pentru că am avut un risc crescut de sindrom Down la începutul sarcinii. Dar astăzi suntem extaziați de faptul că așteptăm o fetiță. Însă, dincolo de experiența noastră și de rezultatul nostru fericit, infertilitatea este o experiență care te izolează și te însingurează. De cele mai multe ori nu ai cu cine să vorbești despre acest subiect, iar familia nu înțelege. Te tratează cu replici de tipul, "Ei, beți și voi un pahar de vin" sau "pe vremea noastră rămâneam gravide numai că ne gândeam la asta". Pe cealaltă parte, sunt colegii de birou, foștii colegi de facultate sau de liceu, care te invită deja la botezuri, la petreceri de tip baby shower, iar feed-ul din Facebook este plin cu anunțuri de bebeluși. În tabăra masculină se discută și mai puțin despre infertilitate. Bărbații nu prea discută între ei despre problemele acestea, iar atunci când totuși aleg să o facă, abordarea este aceea în proporție covârșitoare de a considera că problema nu e la ei. Cum ar fi ca în locul întrebării, dar tu când faci un copil, să te gândești că în fața ta stă o persoană care trece printr-o pierdere de sarcină sau printr-a doua rundă de fertilizare in vitro? Cum ar fi ca în locul sfaturilor nesolicitate de tipul relaxează-te, mergi în concediu, să te gândești că persoana din fața ta are nevoie de proceduri costisitoare pentru a avea un copil? Cred însă cu tărie că evitarea subiectului nu e o soluție și că astăzi în România ar trebui să vorbim mai mult și mai des despre infertilitate. Schimbarea RO, la fel ca și orice altă schimbare pe care ne-o dorim în societate, începe cu fiecare dintre noi. Povestea mea nu este doar povestea mea și am ales astăzi să o împărtășesc cu voi public pentru a ajuta la conștientizarea și la popularizarea ideii de infertilitate în România și că ea există. Așa că ne propunem să demarăm o campanie de educație și de awareness pentru a crea acces la informații, la educație, la grupuri de suport și la fonduri pentru cuplurile infertile. Așa că o să vă rog pe toți cei care doriți să vă implicați în această campanie de educație să vă scoateți chiar în acest moment telefoanele și să scanați codul QR, cu orice aplicație care poate scana codul QR, fie cu camera foto. Iar în spatele acestui cod QR o să identificați un foarte scurt formular care vă va întreba doar modalitatea în care doriți să colaborați în acest program de educație privind infertilitatea în România. Cred cu tărie că toate aceste acțiuni vor ajuta mult mai mult generația noastră să aibă copii exact atunci când își dorește, mult mai mult decât întrebarea, dar tu când faci un copil? Mulțumesc!